5 motive pentru care detest autoturismele electrice. Nu că nu-mi plac, îmi plac foarte mult și mi-aș lua oricând în momentul în care o să mă mut la casă. Vă povestesc imediat. Ia-ți cardul Monest și vei primi 25 de euro dacă folosești codul afișat pe ecran. Dă-l și tu la 10 prieteni și vei primi 25 de euro pentru fiecare. Mai multe detalii vei găsi în clipul dedicat cardului Monest. Motivul numărul 1. Nu avem infrastructură în România. E adevărat că vor să dezvolte, se vor face în următorii, și anul acesta și anul viitor, se vor face aproximativ 10.000 de stații de încărcare. Ăsta este numărul care s-a anunțat. Probabil că în 5 ani o să avem multe stații de încărcare, însă momentan nu prea avem și va fi un chin să îți încarci mașina. Sunt foarte puține stațiile de încărcare rapidă, fast charge, de 50 de kW, dar uite, de exemplu, are Kaufland, în Vâlcea avem un Kaufland, în Pitești un Kaufland, mai sunt prin București, mai sunt și prin alte orașe și îți permite să încarci mașina în 40 de minute de la 20 la 80%, ceea ce este un lucru foarte bun. Însă aceste prize, aceste stații de încărcare rapide sunt destul de puține și dacă nu ai una, va trebui să stai la o stație normală care îți va încărca mașina foarte încet, în câteva ore, și va trebui să aștepți destul de mult. Deci dacă nu stai la casă, e nasol. Motivul numărul 2 pentru care detest autoturismele electrice este pentru că au o viteză maximă scăzută. Și atunci, dacă vei pleca pe autostradă, chiar dacă ai bateria încărcată la maxim, va trebui să mergi destul de încet. Iar dacă vei merge la o viteză de 130-140 de km pe oră, bateria se va consuma foarte repede, ceea ce e nasol. Un alt lucru pentru care detest autoturismele electrice este pentru că autonomia momentan este destul de scăzută la majoritatea. Când o să avem standard la toate mașinile electrice o autonomie reală de 500 de kilometri, atunci altfel stăm de vorbă. Până atunci, e nasol. Cu o mașină ca asta, care are autonomie reală de 220 de kilometri, te poți învârti cu ea în oraș fără probleme, te poți duce unde ai nevoie, ba chiar poți să-ți încarci mașina gratuit cam peste tot, ceea ce este un mare avantaj. Nu ai costuri. Am discutat asta în motivele pentru care iubesc mașina electrică. Motivul numărul 4 este că nu prea ai unde să-ți repari mașina în cazul în care se strică. E adevărat că este mai simplă, este mai fiabilă, este mai ieftină la întreținere, nu prea are ce să strice în mare parte, nu ai componente în mișcare, nu se poate gripa nicio pompă, pompă de ulei, pompă de antigel, pompă de ce vei tu, pompă de apă, cum e denumită. Însă dacă se strică ceva, ai o eroare, uite, mașina asta cum are o eroare legată de sistemul de frânare automat, nu că ar fi ceva foarte grav, dar dacă te duci să o repari undeva, trebuie să fie cineva calificat, care să aibă cunoștințe și așa mai departe. Cred că în cel mai bun caz o vei rezolva la un dealer, la reprezentanță de unde ai cumpărat mașina și fii sigur că mașina nu are costuri chiar foarte mici. Motivul numărul 4 pentru care detest mașinile electrice este pentru faptul că va trebui să îți pui anvelope EV sau speciale pentru autoturisme electrice, nu la toate cei drept, asta are o putere destul de mică, dar dacă ți-o Tesla cu 500, 600, 700 de cai putere, riști să le distrugi foarte ușor pentru că structura de rezistență a anvelopei va fi foarte mult tensionată, având cuplu instant și foarte mult, e un șoc așa pentru anvelopă și riști să le distrugi. Și atunci vei avea nevoie de anvelope speciale pentru autoturisme electrice, care sunt și mai scumpe, dar și mai economice sau silențioase. Și motivul numărul 5 pentru care detest mașinile electrice este pentru că momentan sunt scumpe. E adevărat că ai Rabla Plus, ai Rabla, ai multe motive pentru care ar trebui să-ți iei o mașină electrică, dar momentan totuși sunt scumpe. Dacă vrei varianta aceasta de Nissan cu 62 de kW, 215 cai putere, va trebui să scoți din buzunar cam 45.000 de euro. Bine, scazi Rabla Plus, scazi Rabla și te duci pe la vreo 30 și ceva de mii. Nu e un preț tocmai foarte mic pentru omul de rând, însă dacă ai banii aceștia, ți vei amortiza cel puțin jumătate în următorii 10 ani, pentru că, repet, nu plătești curent dacă încarci la o stație publică, curentul la casă e destul de ieftin, mai ales dacă spui niște panouri solare
Și nu ai schimb de ulei, filtre, n-ai prea multe de făcut decât să schimbi filtrul de habitacul, lichidul de frână, plăcuțele de frână, ceva de partea mecanică la 7-80 ani și cam aia e. Deci, pe totale costuri mici, dar totuși prețul inițial de achiziție e destul de mare și așteptăm să se mai lase. Cam astea sunt motivele pentru care detest, mă rog, poate e mult spus detest, mașinile electrice, însă sunt și foarte multe avantaje despre care am discutat desigur. Dacă vrei să vezi un review complet la această mașină, la Nissan Leaf, poți să te duci la review când va apărea, dacă n-a apărut deja, sau să-l cauți pe canal, pentru că sigur va fi imediat. Aștept mai jos părerile voastre, vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.